Mandatul lui Slobodan Nicolici la Energia s-a încheiat după aproape 3 ani. În această perioadă, sârbul a dus odată echipa în play-off, de două ori atând însă obiectivul. În ultimele două etape din sezonul regulat, dar și în play-out, Energia a fost condusă de secundul Radu Stroiescu. Acesta a bifat o victorie la Pitești și 4 contra celor de la Dinamo. Stroiescu nu va rămâne însă principal pentru sezonul viitor. Șeful cumpănașu a anunțat că va numi noul antrenor până la finele lunii mai. Aproape sigur, Stroiescu va continua ca secund. Eu vreau să, în primul și în primul, vreau să-mi continui munca care am început la echipa de tineret. Probabil că o să rămân și secund la echipa mare și cam asta e. Deci eu probabil că o să rămân antrenor principal la echipa de under 23 și secund la echipa mare, cred. Acum trebuie să discut și eu cu oamenii din conducere. Toți jucătorii Energiei devin liberi de contract la finele lunii aprilie. Gorjenii trag de Derby să mai continue încă un sezon la Târgu Jiu, dar și Wisek sau Janusievici ar putea fi păstrați. Mai mult ca sigur, Kennerly, Steffel sau Mocanu nu vor rămâne la Energia. Jucătorii au fost anunțați că dacă până la finalul lunii mai nu sunt contactați de Energia, atunci ei pot să-și găsească alte angajamente, anunță Stroiescu. Între timp, baschetbaliștii au intrat într-o lungă vacanță. Urmează vacanță, dar ne-am luat la revedere de la unii din băieți, unii din băieți au plecat deja, alții urmează să plece. Urmează vacanță pentru jucători. Pentru mine, pentru președinții, nu cred că pot să spun că e vacanță. O să începem să căutăm un antrenor, jucători, să vedem ce o să facem pentru la anul. Pregătirile pentru noul sezon vor fi reluate în jurul datei de 1 august. Campionatul se va relua la începutul lunii octombrie.